Mă numesc Miruna Bogdan, sunt elevă la școala Dimitrie Cantemir, numărul 3 Marca, iar astăzi o să vă prezint cartea Dragonul cu inimă de ciocolată, scrisă de Stephanie Burgess. În această poveste este vorba despre o fată precăjită, în vârstă de doar 12 ani, cu dinții mici și tociți, care nu poate să sufle foc și care nu mai are ghiare pe care să le folosească în luptă. Cu toate acestea, aventurii mi-a rămase cea mai feroce creatură de pe din munți, care găsește o adevărată pasiune, ciocolata. Tot ceea ce trebuie să facă este să învețe să meargă pe două picioare până în orașul oamenilor. Iar acum vom citi un fragment din carte. Însă, nimic nu conta mai mult decât ciocolata caldă care urma să fie servită familiei regale. Imediat ce a fost gata fiertura din cazan, am împins tartele în cuptor și după aceea am abandonat orice altceva ca să pot turna ciocolata fierbinte în cele mai elegante trei vase din argint din bucătărie. În tot acest timp, Slike a stat în spatele meu și m-a privit atent. A trebuit să o atenționez cu un mărâit ca să-mi facă loc să pot folosi molientul lung pentru a sfuma cele trei ciocolate. Una câte una, am avut răbdare cu fiecare ciocolată și am acordat toată grija, exact cum mă învățase Mariana, când ne-am întâlnit pentru prima dată. Totuși, cu fiecare clipă care trecea, umerii îmi deveneau tot mai încordați, în timp ce frecam molientul din lemn înainte și înapoi între palme. Simțeam cum oamenii din cameră din față, familia regală și cei care mă urmăreau cu atenție, așteptau cu nerăbdare să fie serviți. Ciocolata trebuia să fie absolut perfectă. Trebuia să fie atât de bună încât cei din familia regală să facă orice ca să mai poată bea o porție. Trebuia să ajungă să-și dorească să salveze inima de ciocolată de dragul nostru. Sper că v-a plăcut și sper să citiți și voi această carte. Este foarte interesantă și da. La revedere! O zi frumoasă!